sufletul nostru să-l facem să nu pierdem nevinovăția copilăriei. Eu de asta zic, întotdeauna să încercăm să ne păstrăm copilul din noi. Cât de mult putem, eu aș zice până plecând din lumea asta. De asta zice și Mântuitorul, să fiți înțelepți ca șerpi și nevinovați ca porumbei. Sau să ajungem la nevinovăția pruncilor. Deci asta trebuie să încercăm noi, adică să păstrăm sufletul de copil. Vezi, copilul se bucură la oricine, el nu urăște pe nimeni. El are sufletul curat. Spre asta trebuie să tindem noi, că dacă pierdem lucrul ăsta, adică deja îmbătrânim înainte de vreme, devenim morocănoși, devenim... Dar unul care are suflet de copil, ăla se bucură de oricine. Adică el e un fel de grădină plină cu florii sufletului.